Patronul unei firme de tractări din Timișoara a ajuns din nou în atenția procurorilor. Răzvan Nedelcu a fost reținut după ce ar fi abuzat sexual mai multe copile. Bărbatul a ajuns celebru după ce ar fi acroșat cu mașina mai mulți tineri într-o parcare privată. Domnul Nedelcu, e adevărat ce se spune cu minorele? Absolut. E adevărat? Potrivit unor surse din cadrul anchetei, bărbatul a fost prins de polițiști chiar în timp ce încerca să fugă din țară. Acesta a fost ulterior reținut. Anchetatorii susțin că individul însoțit de o femeie a abordat trei fetițe cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani. Sub pretextul că sunt medici, aceștia au profitat de naivitatea copilelor cu scopul de a realiza materiale pornografice cu acestea. Mai mult, Nedelcu este acuzat că ar fi determinat-o pe una dintre minore să săvârșească acte de natură sexuală față de alta. Abuzurile s-ar fi petrecut în 2011 și au fost filmate de individ. Răzvan Nedelcu neagă toate acuzațiile și susține că probele ar fi fost desigilate. Eu știu că au fost desigilate probele la o lună după ce au fost ridicate. La finalul audierilor, Nedelcu va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de corupere sexuală și agresiune sexuală. În noiembrie anul trecut, Răzvan Nedelcu a fost reținut după un scandal monstru într-o parcare din Timișoara. Un șofer s-a baricadat în propria mașină care urma să fie ridicată de firma sa de tractori auto. La locul cu pricina și-au făcut apariția polițiștii, Răzvan Nedelcu, dar și mai mulți tineri care îl susțineau pe șofer. În timpul scandalului care s-a escat, patronul firmei de tractori a urcat la volanul mașinii personale și a demarat în trombă lovindu-i pe câțiva dintre cei adunați. Polițiștii au plecat în urmărirea lui, însă l-au pierdut. Acesta s-a predat ulterior, motivând că a plecat pentru că a încercat să scape de mulțimea furioasă. Sunt adevărate, domnule Nedelcu? Nu, nu am înțeles.